vlog. Începem cu un dulap de baie, un coș de rufe și o improvizație pentru cadă. Și iubitul meu și-a cumpărat dronă. Da, ei de la F64. Ne vedem încolo. Hai să vă arăt și vouă jucăria pe care și-a luat-o al meu. Asta este o dronă. A luat-o de la F64 și a dat undeva în jur de 2800 pe ea, 2850 pe acolo. Și și-a mai luat o baterie în plus. De, uitați-vă câți bani sunt aici, efectiv. Hai să ne punem la masă să bârfim puțin. Am fost la mall cu Roxanicea și bineînțeles că am intrat pe acolo una alta și de obicei unde mă protesc eu să mai cumpăr chestii este Primark. De ce? Pentru că materialul îmi place, pentru că sunt accesibile, pentru că sunt niște chestii mișto. Dar hai să vă arăt ce am luat. Că mi-am luat și din ăsta, cum îi zice, din H&M. Această pereche de șosețele, dacă vă întrebați de ce am luat-o, este pentru că sunt animal print. Ai, îmi place mult animal print-ul. Se vede, nu? Și am găsit această pijamaluță în mărimea S. Nu prea erau mărimi, să ne înțelegem, că mi-aș luat XS la pantalon, dar nu exista. Arată cam așa. Și pantalonașul, care este la bază aici, jos, treaba asta de nu ți se ridică pantalonul, știți ce zic? Că mă cam întâmplă treaba asta pe mine să mi se ridice pantalonul, mai ales să ia de satin, pentru că atunci când dormi am impresia că mă trezesc undeva cu picioarele la genunchi. Da, trecem peste și așa arată pantalonașul. Ce bine miroase că am dat cu niște parfum din Zara, m-a dus să testez acolo și am zis... Da, și îmi pun de două fâsuri de alea, să nu vă râdeți de mine, că aia aveam și o plăcere în viață cu Roxana să folosim parfumurile din mall. Mi-am luat de la Primark o pereche de mapucei. Hai să vi arăt pe ăștia, să înțelegeți de ce am recumpărat. Ăștia de la de pe Shein s-au făcut destul de urâței. Da, destul de urâței. Și nu prea mi-au mai plăcut. Se vede aici că a făcut un dâmb. Și vorba aia, am de nicio lună, știți ce zic? Și când i-am văzut pe ăștia la 22 de lei, pe pijama am dat 65 de lei. Când i-am văzut pe ăștia la 22 de lei și erau și pe beige și pe alte culori, dar am zis roz, că nu mi-am luat niciodată așa roz. Am zis ok, hai, plecați cu mine că vă iau acasă și cred că de acum așa o să fac. Papuci ăștia de casă o să-i arunc după ce se fac ei așa mai proști, că mă enervează. Așa, și... aici, că vi le arăt așa din nou pe toate, am achiziționat niște prosoape. 100% coton, știți că am înnebunit puțin cu prosoapele, pentru că aș vrea să le arunc pe cele pe care le am eu mai vechi la baie și am zis de ce nu. Și asta era redus de la 26 de lei la 19 lei. Uitați, stați, stați aici. Și am zis, bă, se merită, pentru că este 70 pe 127, adică este din acela mare. Și n-am luat unul, n-am luat două. Oare se aude și la voi? Vă mai aduceți aminte când a luat iubitul meu Find Key? Ei bine, dacă fluier ar trebui să facă zgomotul ăsta și să-ți dai seama unde sunt cheile. Nu. Nu ține doar de fluierat. Pentru că eu nu fluier în casă, că tragea pagubă. Așa zice românul, așa fac, nu fluier în casă. Și la orice zgomot mai puternic, el începe și bipăie. Așa că, ce pot să zic, e așa ca o avertizare. Dacă vă certați foarte des în casă și vă zice iubitul că ridicați tonul, cred că cel mai indicat ar fi, sau invers, să vă cumpărați acest Find Key și să-l puneți acolo. Și atunci veți afla cu adevărat dacă ridicați tonul sau nu, pentru că e la orice zgomot puțin mai puternic din voce, începe. Așa. Am cumpărat 3 prosoape albe, o să mă simt așa frumos ca la hotel. Albe, când le-a văzut albe, a zis, nu cred că ai luat albe, că eu nu mă șterg cu albe, nu-mi pasă. Te spele atât de bine în baie, încât nu mi-atingi cu nimic prosopul acesta alb.
Pentru că și eu, dacă mă demachiez sau ceva și mă spăl pe față superficial, s-ar putea că îmi voi pune acest frumos prosop pe față să mai rămână puțin fondete. Nu știu, uite, de pe aici, de pe aici, de nu știu ce. Da. Și acum va trebui să mă pregătesc să mă îmbrac, pentru că trebuie să mă duc la muncă să fac niște clipuri pentru TikTok. Aoleu, Doamne. Gata. Și acum hai să punem astea înapoi în dulap. Așa, am cumpărat, că vă zic vouă așa, că poate vă dau o idee de Crăciun. Am cumpărat pufarine din Carrefour, că am fost în Park Lake ieri. Și vreau să le pun frumos în pungă, în punga iubitului meu cadou, dar le vreau desfăcute. Adică cadoul să fie undeva la final și tot așa, e să umble prin pufarine. Știți ce zic? Mi-a făcut Ionela de ziua mea așa și mi s-a părut o idee foarte drăguță. Și am zis, bă, cred că așa o să fac și eu. Pentru că mi s-a părut, v-am zis, foarte drăguță ideea. Așa că am cumpărat două pungi mari de pufarine. Și va trebui să-și caute cadoul. Și am mai cumpărat niște căcățele mici, cum ar fi Sugus și chestii de-astea, pentru că lui îi plac. Eu nu sunt fan, dar în primul rând știți că nu sunt fan neapărat dulciuri, nici el, dar la Sugusurile astea, gen, îi plac mult de tot. Am zis că le mai arunc și pe acolo, știți? Că eu am împachetat frumos cadoul, cadourile, de fapt, pentru el. Sunt două cadouri, dar asta veți afla, pentru că nu știu cine se uită la clipul meu, că toată lumea din prietenii mei și prietenii lui și apropiați, ei spun că nu se uită, dar se întâmplă să mai îmi spună că mai văd una alta. Păi și numai bine, mă feresc eu și nu zic nimic aici, o să vă arăt după aceea ce cadou i-am făcut sau o să... Ori o să vă arăt, ori o să vă spun, dar asta doar după ce trece Crăciunul. Când eu voi fi deja la Hunedoara, am făcut cadourile și pentru mama lui, sora lui, lăcrămioara la care mergem la Hunedoara, tatălui Bogdan, cum îi zice, soțul lăcrămioarei, și pentru Ahmad. Deci pe toată familia. Deci eu am cadourile frumos al meu. Acum trebuie să se mai ocupe de cadoul lui bebe. Nu, nici măcar, de fapt. Chiar am cumpărat cadou și lui bebe. Am uitat. Din Bulgaria am cumpărat un joc din acela mare de joc. E un camion de la foarte mare cu multe, multe mașini. Și gata. De fapt am scăpat. Uite, gata. Cu cadourile de Crăciun noi amândoi am scăpat. Acum vă dat seama. Eu sunt curioasă să facem ea și mie al meu. Chiki-chiki, că eu i-am luat de mai cadoul expensive, pentru că știu ce îi place și știu ce are nevoie. Da, 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 da. Gata, mă duc să mă îmbrac, că după aia trebuie să le muncă. Ei, bineînțeles că m-am oprit și la BBT-i, pentru că n-au venit cei de la filmări încă și eu sunt prima în mall, așa că mă duc să mai văd ce cumpăr, îmi trebuie farmacie neapărat. Mereu mi s-a părut frumoasă treaba asta, mi se pare așa ca de poveste și am zis să vă arăt și vouă, am fost și la DM și acum, ce-am mai luat aici? Ah, și pastile, mi-am luat pastile, diclofenac, dar mai puteam de durere de gât, am rămas înțepenită de ieri după shopping. Ia uitați, ce drăguț! Și eu încă mă plimb, da? Și n-aș mai să fii punctual câteodată în jur. Ei bine, după cum ați văzut, M-am plimbat și într-un final a venit și colega mea cu băiatul cu care trebuia să filmăm. Între timp ne-am dus și la Park Lake, că nu erau oameni prea mulți pe acolo. Și după cum ați văzut, a trebuit să mai fac un shopping una alta, că e, așa se întâmplă. Dar hai să începem prima dată cu salata. Să o scot de aici, că mi-am cumpărat salată. N-am mai mâncat de mult salată verde cu ridichi. Dar acum... Ce vreau eu să vă zic este că eu mănânc salată verde cu ridici, nu cu oțet, ci cu Hellas sau zeamă de lămâie și sare. O ador așa, efectiv, înainte, anul trecut chiar. Vreau să vă spun că eu la orice masă îmi luam salată verde cu zeamă de lămâie. Specificam efectiv să-mi vină așa sau puteau să-mi aducă și mi-o făceam singură, nu mă deranjează, n-am chestii de-astea. Deci gata, am terminat cu salata și hai să vă arăt și ce am achiziționat și de ce am achiziționat
De la BBT. Ok. Voi începe cu această pastă de dinți de la La Calut Flora, pentru că pasta de dinți de la La Calut, nu știu dacă am mai vorbit despre treaba asta, despre dinți în principiu aici pe canal, este o pastă de dinți foarte bună, nu este nici foarte scumpă și este o pastă foarte bună. Dar acum, tu ca să ai rezultate cu o anumită pastă de dinți, tu trebuie să folosești 2-3 zile o pastă de dinți, 2-3 zile cealaltă care... pe care o plași tu și vrei să-și facă efectele, pentru că altfel se obișnuiește dintele cu pasta de dinți și nu-și mai face niciun efect de albire sau mai știu eu ce. Așa, mi-am achiziționat o sticlă de apă mică, pentru că mi-a plăcut cum arată, dar... să nu faceți ca mine cu dinții, dar eu jur că nu știam cum să o deschid. Mi se pare genial de drăguță și am zis că o să am timp să beau și eu apă. Nu am avut timp să beau deloc apă. Dacă vă uitați pe buze, încă mai este rujul. Dar acum vă spun eu de ce mai este rujul. Pentru că eu nu am băut deloc apă și am fumat doar o singură țigară sau două țigări. Așa că, da, asta a rezistat eroic de când v-am arătat vouă. Am achiziționat tot de la BBT pachete de-astea de bebeluși mari. Știți că eu le cumpăr pe alea de bătrân mari din cocoș. Doar că nu am mai ajuns pe la cocoș și mai am doar câteva. Mai am și câteva de alea mici, dar eu nu mă înțeleg bine cu alea mici. N-aveți, fraților, ce să-mi faceți astea mari. Deci, dacă nu aveți cocoș, nu sunteți din București și totuși vreți de-astea sau ceva, există la BBT. Gen de-astea foarte mari de bebe. Așa, mi-am cumpărat un diclofenac. Pentru că trebuie să-l iau, nici nu m-am apucat, dar trebuie neapărat să iau diclofenac pentru durerea mea de aici. Pentru că am rămas țepenit. Acum nu știu că am ațipit eu ieri pe covor, lângă cumtelina mea, că am zis, mamă, eu mă mai fac așa câteodată cozy să stau gen pe covoraș, așa cu păturică, cu pernuțe, cu nu știu ce, și am ațipit și m-a trezit, rog să-mi frici. Am primit... de la Dr. Max și treaba asta, e o steluță foarte drăguță, gen, foarte drăguță ideea să-ți dea un full de ăsta de nea să-l pui în brad, gen, da, chiar e foarte drăguț. Așa, și tot de la, farmacia Tei am cumpărat un produs pe care vreau să mi-l lăsați voi în comentarii, dacă l-ați folosit, pentru că eu l-am văzut atât de mediatizat pe TikTok, încât... l-am cumpărat. Arată cam așa. Stai, pune focus pe el. Este tot de la Cosarex. Eu mai mi-am luat de la firma asta Cosarex, doar ăsta, cum îi spune. Stați o secundă. Plasturii pentru coșuri și sunt egal cu zero. Deci, din punctul meu de vedere, sunt cei mai proști plasturi ever. Nu vă ajută la nimic. Degeaba dați banii pe ei, nu dați banii pe ei. Mai bine vă cumpărați zinerit, pe care vi-o dă fără prescripție medicală dacă vă duceți la o farmaciuță mai mică, să zic așa, pentru că în Megamall nu mi-a dat, nu mi-a dat fără rețetă zineritul pentru coșuri, în schimb la Dr. Max aici lângă mine la piață mi-au dat fără să mă întrebe nimic și așa mai departe. Da, deci plasturii nu sunt buni. Acum nici n-am citit ce scrie pe ea ca să înțelegeți cum m-a făcut TikTok-ul ăsta să cumpăr produsul. Loțiune hidratantă cu 96% extract de melci. Den, 100 de mililitri. Protejează pielea, previne pierderea umidității și menține strălucirea acesteia netedă și sănătoasă. Formula tip esență este realizată din extract de mel nutritiv și filtrat pentru a menține pielea hidratată pe tot parcursul zilei, în timp ce o ajută să își recapete vitalitatea. Se potrivește tuturor tipurilor de ten. Eu acum vă citesc în caz că vreți și voi să o încercați și nu știți ce scrie pe ea, adică... Așa, după curățarea tenului și toner, nu folosesc toner, am văzut de curând o dermatologă care a zis trei produse pe care nu merită să dați banii și hai, acum am deschis alt subiect să vi le spun și vouă. Toner, pentru că în momentul de față pH-ul este ok gen și nu mai trebuie să dai banii pe toner. Toner, ăsta, crema de ochi, pentru că în momentul de față cremele de față în sine sunt la fel de ok și pentru zona ochilor, deci din start nu vă mai cumpărați cremă de ochi și nici toner, că nu vă ajută la nimic. Și încă o chestie, parcă a zis scrubul de buze din
ăsta, cum îi zice, scrapurile de buze pe care le găsiți să le cumpărați la Nala sau nu mai știu, că nu mai îmi vine în cap, pe care vi le puteți face singure, adică iei zahăr, puțin ulei, ai amestecat, ți-ai frecat buzele, știți ce zic? Trei chestii inutile pe care să nu mai dai banii de acum încolo, așa. Minunat. Așa. Unde scrie? Doamne, ce am avut să dai astea că de nu vă puteți imagina. Așa, după curățarea tenului și toner, aplicați o cantitate mică pe întreaga față. Tapotați ușor cu vârfurile degetelor pentru a intra în piele eficient. Evitați contactul cu ochii, că doar nu-i fi proastă să-mi bagă în ochi. A trebuit să răspund repede pentru că ce credeți? O să vină și instalatorul pentru că eu încă am probleme, că n-am făcut nicio treabă în baie și am mai cumpărat și chiuvetă și nu știu ce. Și eu încă am baia dezastru și eu o să mai și plec gen din București și o să rămân așa. Da. Atât de îngălim și hai să vă mai arăt repede două produse. Este rujul acesta pe care dacă nu vi l-ați cumpărat când v-am făcut unboxing-ul cu Notino, nu știu ce mai așteptați, că e la fel de frumoasă nuanța ca cel de la Dolce și cel de la Mario, doar că este 14 lei. Gen, ceva de genul. 402 nuanța, dați-i o șansă la 14 lei, nici măcar cât un pachet de țigărului, știți ce zic, sau e aproape cât o pâine, că și pâinea o găsești la 10 lei, 12 lei. Așa, și un Juicy Bump din acesta. Acum hai să vă zic repede așa, eu le-am luat pe acestea două să le ofer cadou. Pentru că mie îmi place foarte mult și mi se pare că este un cadou perfect. Deci vă sfătuiesc să dați cadou, o dată ruj și o dată Juicy Bump, în caz că vrea hidratare sau mai știu eu ce persoana respectivă. Genial! Gata! Am luat și pastila, a venit și domnul să-mi spună că toată lucrarea la baie se va face abia la anul după ce mă întorc din vacanță, deoarece trebuie schimbate foarte multe țevi și conducte acolo. Da, și între timp am luat o pauză să mănânc două sandvișuri pentru că, d-alea, la toaster, pentru că mă uitam la Casa Iubirii, că se întâmplă scandal, unde-i scandal, e și Niculeasca să vadă și așa. Și am uitat să vă zic, la salată să puneți și ulei. Ulei, sare și zeamă de lămâie sau Hellas. Ok. Ca să fie fix cum îmi place mie, în caz că vreți să încercați. Rămăsesem și la Cosarexul ăsta să îmi spuneți dacă e ok. Și vă spusesem de astea pentru că astea sunt cele mai bune cadouri pe care le puteți face inclusiv acum de Crăciun și sunt foarte ieftine. Adică, dacă aveți un buget alocat de 50 de lei... Stați un pic, că se ceartă prea rău și pe mine mă enervează. Gata. Dacă aveți un buget alocat de 50 de lei, până în 50 de lei chiar, astea două sunt the best. Adică și dacă nu știi ce-i place fetei respective, prietenei tale și așa, ai luat un Juicy Bump, care este 6,50 lei. Ai luat un... ăsta, cum îi zice, un ruj care este nuanța ideală, efectiv, și gata, ai făcut 20 de lei, aici sunt 20 de lei care o să fie extra apreciați după ce sunt testate, dar pe asta nu l-am testat, doar am auzit foarte multe review-uri, dar înțelegeți voi un debat și așa. Încă un lucru pe care l-am achiziționat. Ta-d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 a-
da? Eu nu fac dungă de tuș, dar mi-am cumpărat un tuș. Tușul care a înnebunit TikTok-ul este acesta. NYX, nu știu cum se numește, Epic Ink Liner. Mi-a zis și fata de acolo că toată lumea este nebunită după ăsta, așa că l-am luat și eu. Acum vă întrebați, dar de ce? Ce s-a întâmplat cu Corina, cu tine? Te-ai gândit la eyeliner? Păi hai să vă spun eu. Prietena mea care mi-aplică gene este puțin răuț acum și nu știu când îmi va pune extensii de gene. Aveam programare săptămâna viitoare, în fiecare zi săptămâna viitoare mi-am pus și eu niște fete la gene și în ultima zi am zis că mă păstrez pe mine. Așa că
în caz de orice, eu nu voi pleca fără eyeliner. Uite, mare greșeală am făcut atunci când am fost în Grecia și n-am avut eyeliner, pentru că mi-au căzut toate genele după 2 zile și dacă aveam un tuș, mai o dregeam într-un fel sau altul. Dar așa, ce să mai dregi, Corina Niculescu, că... Și cam atât cu treaba asta cu haul-ul. Vreau să menționez că am tot citit în comentarii de solar. Eu am menționat încă de atunci, nu fiecare face ce vrea cu pielea lui și așa mai departe, fiecare știe ce, mă rog, câte minute bagă și așa mai departe. Eu nu vă mai pot răspunde la comentariile cu cât solar bagi. Pentru că voi explica acum și nu voi mai repeta acest subiect. Eu nu sunt omul care mă țin mereu de un lucru. Adică, dacă eu acum vreau să fiu bronzată, că dacă vă uitați la 2-3 clipuri în spate, vedeți deja cât de negru este pieptul meu, că am fost din nou și astăzi. Am fost acum 2 zile și astăzi. Eu am băgat acum 2 zile, 13 minute, astăzi am băgat tot 13 minute. Am băgat prima dată culcat și acum în picioare. Nu știu când mă voi mai duce acum la solar. O să încerc tot așa să mai bag mai mult săptămâna asta cum ar veni. Dar astăzi deja este miercuri. Poate o să mai bag vineri. Să vedem. Momentan nu știu. Dar și vara. Uite cum am fost acum în Grecia, în Turcia. M-am bronzat la soare. Implicit nu am băgat solar. Deci nu știu. Eu mă duc la solar când mi se scoală și când vreau eu să fiu mai repede bronzată. Cam așa mă duc. Crema nu vă pot spune care cum este pentru că o cumpăr de la solarul VIP. Doar acolo mă duc la solar, nu mă duc la Tantastic sau în altă parte, pentru că eu știu clar când se schimbă neoanele aici. Este singura afacere pe care eu aș dezvolta-o, sinceră să fiu, și aș duce-o mai departe, asta cu deschiderea unui solar. Și aș lua-o, dacă ar fi așa, și cu franciză de aici, de la VIP, pentru că este pe sufletul meu acest solar. Menționez că este 2,50 minute, în caz că vă interesează și acest lucru. Și am văzut din nou că vreți clipuri mai lungi. Acum voi explica tot aici de ce nu apar clipurile lungi atât de des la mine. Pentru că, 1, stau foarte mult la editare, 2, îmi dă foarte multe erori aplicația de editare. Adică dacă eu am filmat acum clipul acesta, credeți-mă că eu nu am cum să-l editez tot astăzi, tot acum, imediat, pentru că aș face un updating, ceva, nu știu, dar nu mă lasă să bag imediat clipul pe care îl fac în aplicația de editare. Eu nu înțeleg de ce îmi stă părul așa urât aici, că fac spume. Să fac spume, dacă știu. Ok, gata. Mai bine. Așa. Și clipurile lungi, când eu mă uit pe date statistice, pentru că un lucru pe care voi poate nu-l știți, este că eu intru mereu pe date statistice. Și ce înseamnă asta? Să văd câți oameni s-au uitat, să văd câți oameni au interacționat, să văd câte minute se uită într-un clip. Eu dacă am un clip de 10-12 minute, pe acolo, se uită în jur de 5-7 minute, ca să vă faceți o idee cum se uită oamenii la clipurile de pe YouTube. Da? Lucru care e puțin deranjant așa, știi, când văd că eu mă chinui și... Ei bine, și din nou, dacă eu fac un clip de 30 de minute, se uită aproximativ 10 minute, adică mai bine vă dau un content mai micuț, dar știu că o să vă uitați, pentru că oricum, de fiecare dată, și mă repet, și mă repet, eu încerc să aduc chestii cât de cât ok, să nu fie plictisitoare. Și de asta nu fac clipurile atât de lungi, pentru că cu cât sunt și mai scurte, cu atât voi sunteți... Da, ia să vă ce-am mai postat, da, ia să vă ce-am mai postat, da, ori, de-aia cum ce-a postat. Știți ce zic? La modul ăsta, e parcă mai mare dragul când pune cineva un clip mai scurt, neplictisitor, decât să vă pun unul plictisitor și lung, gen. De ce? No. Calitate, nu cantitate. Țineți minte asta, în viață o să vă ajute treaba asta. Asta era vorba Irinei, mereu a avut-o și la prieteni și la orice. Și legat de ce mă uit și eu pe aici, pe la Casa Iubirii, din nou, lăsați-mi și mie în comentarii să știu dacă v-ați mai uitat și voi la Casa Iubirii, așa, de curiozitate, după ce am plecat eu. Pentru că mi se pare că Radu și Bianca și-au făcut deja un job din treaba asta și bravo lor, până la urmă, că îi țin nervii să reziste. Pentru că în televiziune, eu v-am mai zis, nu este deloc ușor să reziști. Acum să vorbim puțin de o chestie tot așa în viață, tot de aici, este că Patrick s-a reîntors în emisiune și când era cu Nona și cu Patricia, gen, Patricia a zis la un moment dat că o să vezi tu cum în maxim 2 ani o să vii pe aici
mâncând pământul înapoi la emisiune. Pentru că părinții tăi nu sunt de acord cu nona și așa mai departe. Ei bine, zis și făcut, a făcut atunci în bună, că nu e adevărat, că de unde știi tu, ei bine, s-a întors. Și acum este întatunor cu iubita asta, lui Radu, după care tot încearcă să o agațe, cred că de un an de zile și nu se întâmplă nimic. Pentru că el la un moment dat i-a zis că pute, fata pute la sub braț. Ca să înțelegeți, da, la ce mă uit eu. Așa, și acum Patrick cu Cristina, fata asta, gen, zici că ar fi iubiți, așa se comportă. Doar că Patrick o vede ca pe o prietenă, pentru că nu este pe gustul lui, se vede clar că nu e pe gustul lui de fată. În fine, în fine. Da, și gata, v-am dat și două, trei bârfe. Și din nou, spuneți-mi dacă vreți să facem un clip în care să comentăm personajele din Casa Iubirii. Cred că sunt cea mai indicată persoană, pentru că am fost acolo, am trecut prin asta, văd prin pălăria ta. Dar tu, sa mea, pare rău pentru ea. Gata. Vă super pupicesc, aveți grijă de voi, ne vedem data viitoare cu un nou clip. Și ce să vă mai zic? Ce să vă mai zic? Nu vă mai zic nimic. Gata, mă duc să fac puțin ordine în casă, să-mi pun salata la loc și să-mi pun lucrurile la loc și o să revin din nou cu un feedback, la fel cum am revenit și pentru crema aceea de la Purito, în care voi spune dacă îmi place sau nu. V-am zis, crema de la Purito, v-am zis, nu? Crema de la Purito îmi place foarte mult, mi se pare foarte hidratantă, momentan e ce trebuie. Dar destul de scumpicele. A, și încă o chestie. Nu vă cumpărați chestia asta decât din farmacia Tei sau din farmacia Bebetei, pentru că în rest, cu tot cu reduceri ce vedeți la fetele astea pe TikTok, sunt foarte scumpe. Adică eu am dat 65 de lei, cred că pe ea. Nu știu sigur, cred că 65 am dat. Și vreau să vă spun că de la o fată care încea să cumpăr eu de pe un site ăsta corean, da, 65 de lei am dat pe ea, cu tot cu reducerea ei, cu tot cu reducerea dacă mă abonam la site, mă duceam undeva în jur de 79 de lei, cred. Nu? Gata. Încă un pont. Vă supropunicesc că aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare. Bye!